Cupa Recolta la fotbal, care s-a adresat elevilor din învățământul gimnazial, a adunat la start 8 echipe de fotbal din județele Botoșani și Suceava, respectiv din Ungureni, Botoșani, Verești, Liteni, Școala Gimnazială numărul 1 Suceava, Școala Gimnazială numărul 3 Suceava, Ipotești, Bănești și Udești. Competiția a fost câștigată de Școala Gimnazială numărul 1 Suceava, premiile fiind oferite de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, dar și de Societatea de Pază și Protecție, NG Grup de Securitate Suceava. În acest an s-a derulat în premieră și Cupa Recolta la fotbal feminin, participante fiind școlile gimnaziale din Bănești, Fântânele, Verești și Ipotești. Nici rugby-ul nu a lipsit din program, la Bănești disputându-se și un meci demonstrativ între echipele de juniori U16 ale CSM Suceava, antrenate de Vasile Conachi și Codruț Prorociuc, Marcel Crețuleac și Petrica Enache. Partea artistică a cuprins concursul de interpretare vocală la Fântâna Dorului. La acest concurs de canto popular pentru preșcolari și elevi din învățământul primar și canto popular pentru elevi din învățământul gimnazial s-au înscris peste 15 concurenți din Suceava și Botoșani. Juriul, format din Gheorghiță Rotaru, interpret de muzică populară, Florin Costan, interpret de muzică populară, Alin Mihai, Cezar Mitituc și Ciprian Gagiu, profesor la Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu Suceava, a avut o misiune destul de dificilă, toți concurenții fiind talentați. Trofeul festivalului la Fântâna Dorului a fost adjudecat de Simona Matache, elevă la Liceul Tehnologic Iorgu Vârnav-Liteanu din Liteni. La secțiunea preșcolar și elevi din învățământul primar, premiul întâi a fost câștigat de Livia Brădățanu, în timp ce la secțiunea învățământ liceal, locul întâi i-a revenit Iulianei Chirică. Nimic nu trebuie să prețuim și nimic nu putem să facem o investiție mai bună decât în cei sau în cel pe care l-am în dreapta mea, copilul. Pentru copii și împreună cu ei, astăzi vom căuta să facem o zi fericită din viața tuturor copiilor. Dragi părinți, am spus-o și o repet, întotdeauna să credeți în copiii voștri, să-i ajutați, pentru că odată cu trecerea timpului, atunci când vom avea copii ca cel din dreapta mea, o să vă declarați mulțumiți, o să spuneți din toată inima, am reușit.